Tristețea la colegiul Mihail Sadoveanu din Pașcani. În seara zilei de vineri, în jurul orei 21, unul dintre cei mai apreciați dascăle aceste școli s-a stins din viață la secția de paliație a Spitalului Municipal Pașcani. Este vorba despre profesorul dr. Vasile Tătaru, care ar fi împlinit în vara acestui an vârsta de 67 de ani. El suferea de mai mult timp de o boală necruțătoare, cancer la stomac, și a revenit la Spitalul Municipal după o serie de tratamente la mai multe clinici din țară. Datorită lui, zeci de elevi ai școlii au participat și au obținut rezultate excepționale la Olimpiadele Naționale și Internaționale de Chimie. De asemenea, el a ocupat funcția de director al Liceului Teoretic Mihail Sadoveanu în perioada 1990-2004 și de director adjunct din 1978 până în 1982. Regretăm nespus dispariția domnului profesor dr. Tătaru, domnul director, așa cum am continuat noi să-i spunem, pentru că era un om foarte, foarte prezent printre noi. Este o emblemă a școlii noastre. Totdeauna a fost o ființă extraordinar de energică, de perseverentă, de implicată și boala lui ne-a luat total prin surprindere la o vârstă în floarea vieții, are 66 de ani. Ne gândeam când am sărbătorit ieșirea la pensie și i-am urat toate cele bune, ne gândeam că în sfârșit poate să-și vadă de pensie liniștit, de viața lui de familie, pentru că totdeauna îți sacrifici familia când ești într-o funcție de conducere atâția ani, dar iată că destinul este altul, nu noi îl hotărâm. Nu putem decât să ne rugăm pentru sufletul lui și să ne exprimăm din tot sufletul regretul pentru dispariția acestui mare profesor, în primul rând. Consiliul Superior al Magistraturii sare în apărarea reputației a doi procurori pășcăneni după ce un reprezentant al guvernului, prefectul județului Iași, a făcut în spațiul public o serie de acuzații grave la adresa lor. În urma cererii de apărare a reputației profesionale formulate de Becerul Liviu și Spânache Napoleon Alin, procurori în cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Pașcani. În ședința din 19 ianuarie, CSM a hotărât să sesizeze Ministrul Administrației și Internelor cu privire la aspectele legate de atitudinea prefectului Dragomir Tomaszewski în raport cu cei doi. Totodată, CSM a precizat că ședința din data de 19 ianuarie 2012, plenul Consiliului Superior al Magistraturii, a analizat cererea de apărare a independenței, imparțialității și reputației profesionale formulată de domnii procurori Becerul Liviu și Spânache Alin Napoleon, care activează în cadrul parchetului nostru. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că gravitatea afirmațiilor neconforme cu realitatea conținută atât în emisiunea TV Deschide Lumea de postul Realitatea TV, cât și în articolul din ediția electronică a ziarului Bună Ziua Iași, preluat și de alte publicații locale pășcănene, luând în considerare și impactul negativ al acestora în rândurile opiniei publice, sunt de natură să lezeze grav și nejustificat reputația profesională și imaginea publică a celor doi procurori amintiți. De asemenea, luând în considerare aceste aspecte, plenul Consiliului Superior al Magistraturii a considerat întemeiată această cerere de apărare a reputației profesionale formulată de cei doi procurori și totodată au hotărât sesizarea Ministrului Administrației și Internelor cu privire la aspectele legate de atitudinea prefectului județului Iași în raport cu cei doi procurori. În replică, prefectul județului susține că abia așteaptă să se judece în legătură cu declarațiile făcute la adresa celor doi magistrați. Am luat act de punctul de vedere al CSM-ului. Așa cum era de așteptat, reiese că nu am intervenit și nu am împiedicat în niciun fel actul de justiție. În legătură cu declarațiile pe care le-am făcut atunci la un post de televiziune, vă pot spune că oricine are dreptul la petiție și că abia aștept să mă judec. Amintind că pe data de 7 octombrie 2011, în cadrul emisiunii Deschide Lumea, difuzată de postul de știri Realitatea TV, reprezentantul guvernului a spus că municipiul Pașcani se poate vorbi de o disoluție a autorităților statului și că unii oameni ai legii, în loc să aplice legea, îi protejează pe răufăcători. Mai mult, prefectul Iașului a atras atenția asupra unui sistem de tip mafiot care ar fi pus stăpânire pe municipiul Pașcani.
De altfel, în județul Iași, Pașcaniul este supranumit Republica Pașcani și am senzația că în această zonă statul este diluat și sunt oameni care, în loc să aplice legea, protejează răufăcătorii. Și dacă există o mafie la nivelul Pașcaniului, cu siguranță ea este condusă și de Neculai Rățoi, de procurorul Beceru, de procurorul Spinache, de secretarul Zuzan și de alții pe care nu-i amintesc acum. Declarațiile fără precedent ale prefectului au fost făcute în contextul scandalului iscat în legătură cu dosarul jandarmului care a fost tăiat cu o sabie de un tânăr din Pașcani. Reprezentantul guvernului spunea la acea vreme, cu subiect și predicat, că polițistul de caz, comisarul Florin Bezedică, a fost influențat chiar de procuror pentru a schimba încadrarea juridică din ultrajii tentativă de omor în vătămare corporală. Asta deoarece agresorul, Marius Dănuț Punei, este nepotul secretarului Mircea Zuzan, care ar fi intervenit în acest caz. Am informații, precum că se fac presiuni asupra polițiștilor care anchetează acest caz extrem de grav. Repet, un jandarm în uniformă a fost atacat cu o sabie și polițistul care ancheta acest caz a făcut o încadrare corectă de ultraj și tentativă de omor. Și am informații că șefii de-ai lui și procurorii din cadrul parchetului Pașcani l-ar fi determinat să facă cercetări doar pentru infracțiunea de lovire. Starea de spirit din Pașcani datorită acestui fapt este destul de tensionată. Oamenii sunt nemulțumiți că agresorul nu a răspuns încă în fața legii și iată că astăzi acest dosar a fost preluat de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași. Agresorul jandarmului este nepotul secretarului primăriei Pașcani, domnul Zuzan, care se află în relații extrem de strânse cu domnul prim-procuror Beceru, care la rândul lui a fost secretar al primăriei Pașcani când primar era domnul Rățoi. La insistențele prezentatorului TV, prefectul Iașului a dat și nume. Este vorba despre polițistul Florin Bezedică, iar procurorii care au cerut schimbarea încadrării sunt Liviu Beceru și Alin Spânache. Mai mult, Tomașenski a explicat și care ar fi interesele și legăturile în acest caz. A fost forțat, nu spuneți nume până acum, n-ați dat niciun fel de indicii legate de responsabilitatea celor care ar face presiuni, care l-au întors din drum, pe cel care face ancheta. Despre cine e vorba? De ce nu vreți să spuneți? Dar este vorba de prim-procurorul Beceru, de procurorul Alin Spinache, care, din câte cunosc, au încercat să-l determine pe acest polițist să facă cercetări doar pentru infracțiunea de lovire. Până la urmă, cazul a fost preluat de parchetul de pe lângă tribunalul Iași, iar agresorul, Dănuț Punei, a fost cercetat în stare de libertate timp de 29 de zile sub acuzația de vătămare corporală gravă. Acum el este judecat în stare de libertate.